Rowling. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro. Iar astăzi vreau să vă prezint un Sprint Apollon HDB 29, varianta 2019, la un preț de 2100 și aproximativ 50 de lei. De acești bani vei primi o transmisie 3x9, o furcă Santur XCT30 cu cursă de 100 de mm, bineînțeles roți de 29, și hidraulice Shimano MT200 din noua gamă, entry level și ea, bineînțeles. Dar ce este cel mai important, la acest model avem cablurile trase prin cadru, iar celor cărora le-am povestit despre acest lucru m-au întrebat dacă nu cumva greșesc prețul. Ei bine, nu îl greșesc. Sprint cred că este printre foarte puținii producători care oferă această opțiune pentru o bicicletă entry level și credeți-mă că acesta este un entry level pentru poteci recreaționale de munte sau de pădure. Să continuăm un pic descrierea, am spus 9 pinioane, iarăși de remarcat în acest segment, ceea ce o face aproape un best buy al clasei. O poziție destul de bună, eu m-am simțit bine pe această bicicletă, este un mix destul de bun între sportivitate și confort. După cum vedeți, iarăși în acest segment, o pipă aproape dreaptă, un rise spre zero, așa mai de racing, și iarăși de remarcat un headtube conic, iarăși foarte rar întâlnit în segmentul bicicletelor entry level. Cam asta este pe scurt despre acest nou Apollon, și cadrul este nou, nu am găsit foarte multe similitudini cu modelele anilor anterior pe care le-am testat. Dar pentru a citi mai multe despre ce poate această bicicletă și cum s-a descurcat astăzi pe munte, vă invit pe freerider.ro, unde veți putea găsi testul complet.